Asta ne dorim, ca sufletul nostru să fie lipit de sufletul Domnului. Și în cele din urmă, Domnul să spună că își găsește plăcerea în noi. Nu ne-am dorit, cred că cel mai mult ne-am dorit, să auzim la finalul vieții noastre, bine, rob bun și credincios. Nu cred că îți dorește altceva decât aceste cuvinte să le auzi. E, aceste cuvinte, puțin diferite le-a auzit, sau cel puțin știm că Dumnezeu le spunea despre David. Om după inima lui. Așa că de ceva timp suntem în viața lui David, pentru că despre el vorbește cel mai mult Scriptura. Și dacă Scriptura vorbește mult, se cuvine să o luăm aminte. Am început cu căderea lui David și am văzut cum se ridică. Ne-am uitat apoi la felul în care Dumnezeu îl alege pe David și ce învățăm din felul în care Dumnezeu se uită la oameni. Ei, data trecută am intrat în cea mai cunoscută luptă din viața lui David, lupta în care el l-a biruit pe uriașul Goliat. Dar ne-am oprit doar la pregătirea luptei. N-am intrat efectiv să vedem felul de lupta lui David. Așa că vom continua în seara aceasta să ne uităm în această istorie a lui David și să încercăm să răspundem la întrebarea aceasta: cum putem birui acele provocări care la prima vedere par imposibil de biruit. Și cu respect mă invit să ridicăm și aș vrea să rog pe cineva să mă ajute să citim împreună textul Scripturii, așa că înainte am vorbit cu Dani Iuga, să mă ajute să citească el textul Sfintelor Scripturi. Slujim împreună în seara aceasta. Filistenii și-au strâns oștile ca să facă război și s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda. Au tăbărât între Soco și Azeca la Efes Damim. Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei. Au tăbărit în Valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. Filistenii se așezaseră pe un munte de o parte și Israel pe un munte de cealaltă parte. Doar valea îi despărțea. Atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a înaintat între cele două oștiri. El se numea Goliat, era din Gat și avea o înălțime de 6 coți și o palmă. Pe cap avea un coif de aramă și purta niște zale de solzi în greutate de 5.000 de sicli de aramă. Avea niște turteci de aramă de peste fluierele picioarelor și o pavăză de aramă între umeri. Coada suliței lui era ca un sul de țesut și fierul suliței cântărea 600 de sicli de fier. Cel ce îi purta scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a oprit și, vorbind oștirilor lui Israel așezate în șirul de bătaie, le-a strigat: pentru ce ieșiți să vă așezați în șirul de bătaie? Nu sunt eu filistean și nu sunteți voi slujitorii lui Saul? Alegeți un om care să se pogoare împotriva mea. Dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri. Dar dacă îl voi birui și îl voi omorâ eu, voi ne veți fi rob nouă și ne veți sluji. Filisteanul a mai zis: aruncă astăzi o ocară asupra oștirii lui Israel. Dați-mi un om ca să mă lupt cu el. Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Și David era fiul efratitului aceluia din Betlehemul lui Iuda, numit Isai, care avea 8 fii. Pe vremea lui Saul, el era bătrân, înaintat în vârstă. Cei 3 fii mai mari a lui Isai urmaseră pe Saul la război. Întâiul născut dintre cei 3 fii a lui care porniseră la război se numea Eliab, al doilea Abinadab și al treilea Shama. David era cel mai tânăr. Și când cei 3 mai mari au urmat pe Saul, David a plecat de la Saul și s-a întors la Betlehem ca să pască oile tatălui său. Filisteanul înainta dimineața și seara și s-a înfățișat astfel timp de 40 de zile. Isaia a zis fiului său David: ia pentru frații tăi efa aceasta de grâu prăjit și aceste 10 pâini și aleargă în tabără la frații tăi. Du și aceste 10 cașuri de brânză căpetenii care este peste mia lor. Să vezi dacă frații tăi sunt bine și să-mi aduci vești temeinice. Ei sunt cu Saul și cu toți bărbații lui Israel în Valea Terebinților, în război cu filistenii. David s-a sculat dis de dimineață, a lăsat oile în seama unui paznic și a luat lucrurile și a plecat, cum îi poruncise Isai. Când a ajuns în tabără, oștirea pornise să se așeze în șirul de bătaie și scotea strigăte de război. Israel și filistenii s-au așezat în șirul de bătaie, oștire către oștire. David a dat lucrurile pe care le avea în mâinile celui ce păzea ca la balâcurile și a alergat la șirurile de bătaie. Cum a ajuns, a întrebat pe frații săi de sănătate. Pe când vorbea cu ei, iată că filistenul din Gat, numit Goliat, a înaintat între cele două oștiri, ieșind afară din șirurile filistenilor. A rostit aceleași cuvinte ca mai înainte și David le-a auzit.
La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și i-a apucat o mare frică. Fiecare zicea, ați văzut pe omul acesta înaintând? A înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Dacă îl va omorâ cineva, împăratul îl va umple de bogății, îi va da nevastă pe fiică sa și va scuti de dăr casa tatălui său în Israel. David a zis oamenilor de lângă el, ce se va face celui care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua o cară deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărească oștirea Dumnezeului celui viu? Poporul, spunând din nou aceleași lucruri, i-a zis, așa și așa se va face acelui care îl va omorâ. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-a auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis, pentru ce te-ai pogorât tu și cu ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii, te-ai pogorât ca să vezi lupta. David a răspuns, ce-am făcut eu oare? Nu pot să vorbesc astfel? Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul și a pus aceleași întrebări. Poporul i-a răspuns ca și întâiași dată. Când s-au auzit cuvintele rostite de David, au fost puse înaintea lui Saul, care a trimis să-l caute. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil și el este un războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să-mi ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apulcam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. David a mai zis, Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Saul a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul, nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea. Și s-a dezbrăcat de ea. Și-a luat toiagul în mână și a ales din pârâu 5 pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi, cu praștea în mână, a înaintat împotriva filisteanului. Filisteanul s-a apropiat puțin câte puțin de David și omul care ducea scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Filisteanul a zis lui David, ce, sunt câine? Devii la mine cu toiege. Și după ce i-a blestemat pe Dumnezeii lui, a adăugat, vină la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă va da în mâinile noastre. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului. Și a vărât mâna în traistă, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștea. A lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului care a căzut cu fața la pământ. Astfel, cu o praștie și cu o piatră, David a fost mai tare decât filistean. L-a trântit la pământ și l-a omorât fără să aibă sabia în mână. A alergat, s-a oprit lângă filistean, i-a luat sabia pe care i-a scos-o din teacă, l-a omorât și i-a tăiat capul. Filistenii, când au văzut că uriașul lor a murit, au luat-o la fugă. Și bărbații lui Israel și Iuda au dat chiote și au pornit în urmărirea filistenilor, până în vale și până la porțile Ecronului. Filistenii, răniți de moarte, au căzut pe drumul care ducea la Șaraim, până la Gat și până la Ecron. Și copiii lui Israel s-au întors de la urmărirea filistenilor și le-au jefuit tabăra. David a luat capul filistenului și l-a dus la Ierusalim și a pus armele filistenului în cortul său. Când a văzut Saul pe David mergând împotriva filistenului, a zis lui Abner că pe tine au știrii. Al cui fiu este tânărul acesta, Abner? Abner a răspuns, pe sufletul tău, împărate, că nu știu. Întreabă, dar al cui fiu este tânărul acesta, a zis împăratul. Și când s-a întors David după ce a omorât pe filistean, Abner l-a luat și l-a adus înaintea lui Saul. David avea în mână capul filistianului. Saul i-a zis, al cui fiu ești, tinere? Și David a răspuns, sunt fiul robului tău Isaie, Betlemitul. Amin. Sunt ferm convins că atunci când dăm în Scriptură peste un text cunoscut,
Reacția normală poate e să luăm dopurile spirituale, le băgăm în urechi, știu povestea, știu întâmplarea, nimic nou. Însă Scriptura este permanent nouă și de fiecare dată când o privești în diferite unghiuri, găsești în ea o sursă de binecuvântare. Am privit în urmă cu două săptămâni la câteva lucruri generale despre această întrebare, referitor la această întrebare. Cum poți să biruiești ceea ce aparent pare imposibil de biruit, uitându-ne la exemplul acesta? Și am observat câteva adevăruri generale referitor la provocările vieții. Am văzut că sunt provocări care vin pe neașteptate, așa cum s-a întâmplat cu David. David nu și-a pus în gând în dimineața aceea să lupte cu uriașul Goliat. Am văzut că aceste încercări nu le poți evita uneori, deși noi ca oameni încercăm să evităm încercările, dar ele vin pe nepusă masă. Am văzut că de multe ori aceste încercări trebuie să le biruim și să le luăm în mod singuratic. Noi luptăm și uneori nu avem ajutor în stânga și în dreapta. Am văzut că încercările acestea par uneori greu și pare că sunt lupte inegale. Pentru că nu-i așa, Goliat de 3 metri trebuia să înfrunte un tinerel cu fața frumoasă și păr bălai. Și când îți vin încercările, pare că nu sunt egale cu forța ta, cu puterea ta. Dar ceea ce e mai grav e că aceste încercări par a fi constante, par să vină în viața ta în mod constant, așa cum s-a întâmplat în viața lui David. Și când este vorba despre viața lui David, vezi că acest uriaș Goliat, atât dimineața cât și seara, timp de 40 de zile venia înaintea oștirilor cu aceleași cuvinte de defăimare. Acum, astăzi noi nu trebuie să ne luptăm armat și Doamne, bine e că nu este război în țară. Dar fiecare dintre noi avem lupte de dus, nu-i așa? Uriașul cu care ne confruntăm vine sub forma singurătății, vine sub forma depresiei. Uriașul cu care s-ar putea să te lupți va veni poate la serviciul tău, în casa ta, în clasa ta. Îți va aduce taxe pe care greu le poți plăti. Chiar ieri vorbeam cu cineva spunând, uite, am auzit că jobul meu nu va mai avea viitor și era un pic îngrijorat, ce va face? Sau s-ar putea uriașul cu care trebuie să te lupți să fie să aibă imaginea unui om cu care greu te înțelegi, un om greu de suportat. Sau uriașul cu care te lupți să aibă anumite vicii greu de înfrânt. Și pare că vrei să învingi acele vicii și nici cum nu-ți dau pace. Cum le biruiești? Cum biruiești? Dacă am răspuns la prima întrebare în ce formă vin aceste vicii, data trecută am răspuns și la cum să nu lupți, ce ar trebui să nu faci ca să, întâi de toate, ca să biruiești. Și am observat că David nu este unul dintre aceia care ignoră realitatea. Poți să dai mai repede să ajungem la a doua întrebare. David nu spune, nu este un uriaș, nu este cineva cu care nu trebuie să ne luptăm. Da, e un uriaș. Ba mai mult, am observat că David nu se luptă cu ceilalți. Și ăsta e marele pericol, spuneam data trecută. Să începem să ne luptăm cu Eliab, cu frații mai mari. Nu cu ei trebuie să ne luptăm. Toți avem de dus o altă luptă. Ne luptăm cu Goliat. Și apoi am observat data trecută și aici am observat că e tare important să nu îmbraci hainele lui Saul când te lupți. Să nu încerci să copiezi pe altcineva și în special să nu copiezi armele din lume. Ai alte arme cu care trebuie să te lupți. Dar acum hai să ajungem la efectiv lupta în sine. Totuși, de ce până la urmă se luptă David? De ce un tinerel ajunge să se lupte cu uriașul Goliat? De ce nu s-a luptat Saul? Pentru că dacă e să citești Scriptura în 1 Samuel, știi că Saul era cel mai înalt din Israel, cu un cap mai înalt decât toți ceilalți. Păi în fața unui uriaș cum e Goliat, trebuia să se lupte din Israel cel mai înalt. Iar cel mai înalt era Saul. Ce l-a convins pe Saul sau ce calități l-au determinat pe David să se încumete să lupte cu Goliat? Care sunt până la urmă principiile de biruință? Recapitulez puțin principiile luptei. Filistenii au venit înaintea lui Israel și au spus așa: noi trimitem un om, voi trimiteți alt om și se luptă unul cu celălalt. Cine câștigă, practic câștigă întreaga luptă. Dacă Goliat urma să învingă,
Evrei urmau să fie sclavii filistenilor de acum încolo. Dacă tinerelul David sau altcineva urma să-l învingă pe Goliat, filistenii urmau să fie sclavii israeliților. Vă dați seama ce viitor îi păștea atât pe israeliți cât și pe filisteni? Păi acum vreau să vă pun o întrebare. Dacă dumneavoastră ați fi Saul și aș ști că urma o luptă între Goliat și un israelit, l-ați trimite pe David la luptă? Pentru că mai știți ceva, că cine câștigă, câștigă întreaga luptă și ceilalți devin sclavii lor, dar dacă pierd, nu numai că pierd lupta, dar automat devin sclavii filistenilor. Păi acum vă întreb, dacă eu aș fi fost Saul sau dacă dumneavoastră ați fi fost Saul și ați fi văzut că vine un tinerel, probabil n-are nici 18 ani, că dacă ar fi fost de vreo 17-18 ani, potrivit cu tume evreiești, era luat la coarcanul la luptă. Nu fi avut vârsta asta, era un tinerel. Nu știm, adolescent, 14-15 ani, de asta l-am luat și pe Dani, că seamănă cu David, așa un tinerel. Păi l-ai trimite pe un tinerel să lupte cu Goliat, știind că viitorul luptei e atât de important? L-ai trimite? Eu vă zic sincer că nu l-aș fi trimis pe David. Și aș fi zis, David, stai un pic că tu nu știi despre ce vorbești. Ești tu curajos, ești tu îndrăzneț. Dar dacă pierzi lupta, pe noi ne așteaptă sclavia. Și cu toate astea, Saul în cele din urmă îl trimite pe David să luptă. Ce îl convinge? Care-s caracteristicile prin care David îl convinge pe Saul și mai apoi câștigă lupta? Prima. Iată ce spune Saul când vede imaginea aceasta, când în final, după 40 de zile, cineva se încumetă să meargă la luptă cu Goliat. Versetul 33. Prima reacție naturală lui Saul și legitimă, îmi spune noi. Saul a zis lui David, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta. Și spune și de ce. Căci tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. Și iată răspunsul lui David. David a zis lui Saul, robul tău păștia oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loviam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loviam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul și cu filistianul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. Primul argument pe care David îl spune înaintea lui Saul este aceasta. Robul tău a fost credincios în lucrurile mici. Robul tău a fost credincios înaintea lui Dumnezeu în lucrurile mici pe care tatăl meu mi le-a încredințat. Câte oi avea David? Puține oi, spune Biblia. Eliab e fratele mai mare al lui David. Și când îl vede Eliab pe David că ajunge la luptă, probabil un tinerel curios să vadă cum se așează filistenii, cum se luptă la israeliții, Eliab repede merge la el și îl ia într-un fel, cum am spune noi la mișto, ce cauți tu aici? Cu cine ai lăsat puținele acele oi? Și David îi spune lui Saul, acele puține oi, puține câte ori fi, eu le-am păzit cu statornicie, cu credincioșie. Aceste lucruri, aceste fapte, evenimente, denotă acțiuni ale credincioșiei lui David făcute în ascuns. Luptele în public nu le câștigăm dacă n-am câștigat în ascuns luptele. David vine și îi spune lui Saul, eu îl voi doborâ pe Goliat pentru că atunci când nu mă vedea nimeni, atunci când puteam să dau bir cu fugiții, eu am rămas și mi-am apărat acele puține oi. Credincioșia față de lucrurile mici. Îmi vin în minte câteva exemple de credincioșie care ne ajută să biruim când vin încercări grele. Viața e prevăzută cu tot felul de încercări. Unele mai grele, altele mai puțin grele. Când vin încercările aparent insurmontabile, greu de biruit, dacă n-am fost credincios până atunci în lucrurile mici, voi cădea când vine încercarea grea. Dacă n-am stat în genunchi când a fost încercarea grea, când vine încercarea mare, dintr-o dată voi cădea. Dați-mi voie să vă spun câteva exemple de credincioșie. Să citesc Scriptura zilnic, e un exemplu de credincioșie a lucrurilor mici. E o chestiune măruntă, mică, minoră, dar să iei Scriptura în fiecare zi să o citești. Să te rogi în fiecare zi,
E un lucru mic, o credincioșie măruntă. Să mai vii la biserică, iar e o chestiune de credincioșie, nu? Că aparent acum e o scuză așa de frumoasă, ne ascundem sub pandemie să nu mai venim la biserică. Lucru care țin de credincioșie, de a continua să faci lucrurile acelea mărunte, dar care te vor ajuta într-o zi când vine încercarea aia mare. Credincioșie față de soție, față de lucru în casă, față de slujbă, față de ce îți este încredințat. Și când e vorba de slujire, sunt anumite slujiri care necesită efort, dar sunt făcute. Așa de mult m-am bucurat când am văzut, nu o să dau nume și nu o să intru în detalii, dar văd câțiva oameni care au rămas credincioși și vin mai repede, pregătesc lucrurile și așa mai departe. Asta înseamnă credincioșie față de lucrurile mici. Interesant cum explică David viața lui de dinaintea luptei. Și anume faptul că Dumnezeu era cu el și când era singur, cu oile în cele mai vitrege condiții. Domnul m-a izbăvit. Pentru că fii atent, ce faci când e singur determină ce vei face când ești în public. Cine ești în întuneric determină ce faci în momentele grele petrecute în lumină. Și David spune, sunt credincios, am fost credincios când nu m-a văzut nimeni. Și asta îmi dă putere mai departe. Al doilea lucru, ce spune David? David se uită la uriașul acesta mare și spune, pentru mine nu e o problemă asta. Pentru că, uitați, dacă ar fi să-l compare, ce mai greu, cu cine să te lupți, cu ursul sau cu leul sau cu Goliat? Care e mai periculos? Leu. De ce leu? De ce nu ursul? Sau Goliat? Sau depinde ce urs, depinde cât de mare. Vedeți, știți ce spune David? Dacă ar fi să recitesc Domnul, citim versetul 34. Robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia oaie din turmă, alergam după el, nu e ca ciobanul din Miorița să fugă, da? El alerga după el, îl loviam și îi smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, adică nu se mulțumea numai că eu luat oaia, vrea să-l pune la pământ. Îl loviam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi la fel. Cu alte cuvinte, ce zice David, ceea ce mă ține și ce îmi dă curaj să mă lupt cu acest filistean, este că îmi aduc aminte de biruințele anterioare. Până acum eu am trăit cu Dumnezeu. Dumnezeu m-a ajutat în momentul în care venea ursul, în momentul în care venea leul. Eu am avut deja experiențe cu Domnul. M-a bucurat tare mult când fratele Doru la rugăciune ne-a îndemnat să spunem ce experiențe am avut cu Domnul. Și dacă ar fi să vă întreb pe dumneavoastră, ați avut experiențe cu Domnul care ați văzut că El v-a izbăvit? Care ați avut? Ridicați mâna. Toți ați avut. Păi acele momente în care ai văzut că Dumnezeu a intervenit sunt momente care îți arată că El rămâne credincios. Mă gândeam că nu la întâmplare Dumnezeu le poruncea izraeliților în urma unor evenimente de biruință să ridice ceva. Ce să ridice? Stâlp de aducere aminte. Dar de ce? Pentru că acest stâlp de aducere aminte reprezintă, dacă vreți, în limbajul lui David, elemente în care arată clar că Dumnezeu a fost prezent. Și adu-ți aminte în urmă cu un an, în urmă cu 2 ani, în urmă cu 3 ani, cum Dumnezeu te-a izbăvit. Și David vine și spune, eu am experiențe cu Domnul și pe baza experiențelor trecute știu că Dumnezeu rămâne credincios și că El îmi va da biruință. Apoi, în versetul 26, găsesc un alt principiu de biruință. David a zis oamenilor de lângă el, ce se va face aceluia care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua o cară deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărească oștirea Dumnezeului celui viu? E tare interesant cum în 1 Samuel capitolul 17 ai două perspective. Ai mintea lui Eliab sau perspectiva lui Eliab, imbibată de mărime și de putere. Și ai mintea lui David sau perspectiva lui David, care este imbibată de altceva. La ce privea Eliab și la ce priveau izraeliții? Pe primul lucru priveau la Goliat și se uitau la el și ziceau, ce mare e! 3 metri, sabia de 60 de kilograme, scutul este imens, e foarte mare. Știți la ce privea David?
privea la Goliat. David, dacă vreți, spunea, e atât de mare că n-am cum să nu-l nimeresc. E așa de mare omul ăsta că e imposibil piatra să nu intre în el cumva. Sunt două perspective diferite. Ei se uitau la mărimea lui Goliat și David se uită la mărimea lui Dumnezeu. Cine-i Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? Exact așa cum Goliat îl privea pe David și implicit pe cei izraeliți, la fel Eliab îl privea pe fratele său mai mic, pe David. Eliab era uimit de Goliat, era fermecat cât de mare era, cât de puternic e Goliat. David era uimit cât de mare e Dumnezeu. Imaginația lui Eliab, fratele mai mare, era capturată de Goliat, astfel că a fost incapabil să primească o simplă întrebare, să fie gata pentru un simplu act de prietenie din partea lui David. Ce să mai vorbim despre Dumnezeu? Spre deosebire de el, David a intrat în vale cu o inimă și minte pline de Dumnezeu. Singurul din toți cei prezenți pe câmpul de luptă, care avea o imagine corectă a realității, era David. Știți ce zicea David? Cum se poate ca un filistian să-și bată joc de Dumnezeu? Cum se poate asta? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărască oștirea Dumnezeului celui viu? Observați diferența de perspectivă? Goliat nu este doar filistianul, este netăiatul împrejur. Iar izraeliții nu sunt slujitorii lui Saul. Știți cine sunt potrivit lui David? Armata Dumnezeului celui viu. Păi, armata Dumnezeului celui viu, dacă ai fi fost acolo, ăștia toți strămurau când ieșeau Goliat. Dar David vine și spune, privește lucrurile din altă perspectivă. Așa de important e să privești lucrurile din altă perspectivă, din perspectiva lui Dumnezeu. Nu e așa? Nu vei putea să fii un învingător până nu privești din perspectiva lui Dumnezeu. Va veni uriașul înaintea ta și va spune, n-ai nicio șansă. Fie că e vorba unui viciu, fie că e vorba unei încercări, fie că ia forma unor relații frânte. Dar dă-mi voie să privești dintr-o altă perspectivă. Îmi vine în minte imaginea tot din Vechiul Testament, în care Gehazi, slujitorul lui Elisei, se înspăimântă când vede la un moment dat că este înconjurat de oștirile siriene. Și repede dimineața merge la stăpânul său, la Elisei, spunându-i, stăpâne, am încurcat-o. În jurul nostru sunt sirieni și nu avem niciun sort de izbândă. Și Elisei face un singur lucru, Doamne, deschide-i ochii. Deschide-i ochii să vadă. Și ce vede Gehazi? Armatele Dumnezeului celui viu. Și ajunge să concluzioneze, cu noi sunt mai mulți decât împotriva noastră. Dacă Dumnezeu ne-ar deschide ochii spiritual, cum ar trebui să privim lucrurile? Când ești pus față în față cu ispită aparent de nebiruit și ți-ar deschide Dumnezeu ochii să vezi că în jurul tău este o lume a îngerilor, care e lângă tine acolo și te vede. Cum ai birui ispita? Dacă ar veni uriașul acesta sub forma poate a unor probleme mari cu care te frămânți și Dumnezeu ți-ar deschide ochii să vezi lumea spirituală a Lui, cum ai trăi? Foarte important cu ce te hrănești, că ce te hrănești îți hrănește perspectiva. Dacă toată ziua mă hrănesc cu lucrurile pământului, perspectiva mea va fi toată a pământului. Cum să adun mai mult, cum să fiu mai înțelept din punct de vedere pământesc. Dacă mă hrănesc cu lucrurile spirituale, văd perspectiva lui Dumnezeu. De aceea nu la întâmplare Apostolul Pavel vine și spune, gândiți-vă la lucrurile de sus, pentru că e o altă perspectivă. Mai departe, facem un pas mai departe. Versetele 45 și 47, ajung amândoi pe câmpul de luptă. Și David zice filistianului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, dar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor lui Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvule tabărei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și versetul 47 este fascinant. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă mâinile voastre. Duhul îi se întărâtă lui David,
când vede cum gloria și onoarea lui Dumnezeu sunt bajocorite. Practic, David, în toată lupta asta, nu caută numele său, ci caută slava lui Dumnezeu. Un alt principiu de biruință, când ai de-a face cu o problemă, gândește-te, cum poți să-L înalți pe Dumnezeu? Caută slava Lui. Când David l-a observat pe Goliat, nu s-a gândit înainte de toate, iată ocazie nimerită ca să arăt cine sunt. M-am antrenat cu praștie de atâta timp, cu siguranță voi fi biruitor. Știți ce? Îl doare în inimă că numele Domnului este bajocorit. Asta îl doare. Dacă numeri cu atenție felul în care David vorbește despre Goliat, voi observa că doar de două ori vorbește, îi pomenește numele. Însă când David vorbește despre Dumnezeu, o face de nouă ori. De cine e preocupat David? De Goliat sau de Dumnezeu? Și de fiecare dată când o face, o face în termenii slavei sale. Oștirea Dumnezeului celui viu, oștirea Dumnezeului celui viu. Cu siguranță că biruința va fi mult mai ușor obținută când te preocupă mai mult cine este și ce face Dumnezeu decât ce îți propune uriașul din viața ta. Fă un experiment săptămâna asta. Proporția e 2-9. Concentrează-te de 4 ori mai mult asupra lui Dumnezeu decât asupra problemei tale. Nu știu cu ce te confrunți săptămâna asta. Poate te confrunți gândindu-te că serviciul e periclitat. Poate că sănătatea e periclitată. Și uriașul așa funcționează. Vine și dimineața și seara îți aduce problema înainte. Dar fă experimentul ăsta. Și m-aș bucura tare mult duminica viitoare să veniți să-mi spuneți, uite, eu l-am încercat și n-o mers. Sau eu am încercat și o mers. Problema care o ai, care te macine, care te frământă, gândește-te la ea de două ori, dar la Dumnezeu gândește-te de 4 ori mai mult. Cugete mai mult la El, la cuvântul Lui. Este un film creștin interesant intitulat Facing the Giants. Și e vorba de o echipă de fotbal